noștri care se impun cu 26 la 23 în fața celor de la CSM Satu Mare. Îi felicităm pe mergii noștri și le mulțumim pentru dăruirea și efortul pe care l-au depus în această seară. Așadar, victorie, iar gândurile noastre se îndreaptă spre optimile de finale ale cupei cele la Harvard Masculin. Un joc pe care va fi Adrian Țeca, Roland Dalmaier, Roman Zacaciubrin, Ludovic Varo, Alexandru Lazlo, Dragoș Iacu, Vlad Bulgaria, Răzvan Pavel, Cristiana Domnicăi, Radu Lazăr, Ștefan Buta, Ionu Șef, Silviana Mihăiței, Iau Vitoiu, Lucian Ignat și Dragoș Rășer, alături de antrenorii Horatiu și Ovidiu Galăr, președintele Flaviu Zisiac, medicul Flaviu Cucerțan, kinetoterapeutul Ionuț Mercean și alături de dumneavoastră iubitorii de handball din turnă, încă o dată aplauze pentru magnificii de la Potaisa Turnă! Le dorim multă baftă în optimele de final ale cupei cele de ține fundii și sperăm într-o victorie în Luxemburg! Hai Potaisa! Echipa iarăși, e o echipă închegată și mi-a plăcut să joc cu ei. Și planul pe viitorul apropiat? Să mă integrez cât mai rapid în echipă și să dau tot ce pot. Și să fiu la 100% procentaj. Prima victorie după 2 ani de pauză la Turda. În primul rând mă bucur că am debutat cu o victorie a noua echipă, în ghilimele, o să spun așa. Puțină relaxare, dar pe final nu m-am îndoit de colegii mei și am fost convins că se mobilizează și o să fac un meci mai bun pe final și să câștigăm, să luăm cele 3 puncte. Și așa s-a întâmplat. Planul pentru viitor apropiat la Turda, pentru sezonul ăsta, ce a mai rămas? Ne dorim cât mai sus în cupele europene, să ne batem pentru o medalie în campionat și în Cupa României, de ce nu, chiar să o aducem la Turda sau cel puțin să jucăm finala, să jucăm la anul din nou în cupele europene. Domnul Gal, cum s-a văzut de pe bancă? Vreau să încep puțin mai înainte. Valga și băieții sunt marcați de absența și lui Nenad Savic, care în cursul zilei de astăzi a fost operat și probabil undeva la 2 săptămâni va trebui să facă pauză. Până ne așteaptă niște meciuri, o săptămână infernală, săptămâna viitoare cu dubla cu Eșu și meciul cu Odoheiu pe teren propriu, care, după cum știți, cum știe toată lumea, este fiecare an a fost, fiecare meci a fost un meci foarte echilibrat, o bătălie fantastică. Sperăm că acum cu venirea acestor doi băieți, fiindcă noi eram restrânși numeric, să ne întărim, să se integreze cât mai repede acești băieți și îmi doresc pentru sâmbătă o mobilizare exemplară a băieților. Sunt sigur că așa va fi, fiindcă echipa din Ești, după tot ce am vizionat, după tot ce am auzit despre ei, este campioana Luxemburgului și nu este o echipă deloc de neglijat. Deci va trebui să facem un meci foarte, foarte bun acolo, să încercăm chiar din primul meci să împlinăm balanța înspre Turda, fiindcă ne dorim foarte mult, probabil ca și toți spectatorii și tot publicul turdean, să mergem, să accelerăm în turul următor.